a încercat să-și pună capăt zilelor înghițind mai multe pastile. Este vorba despre o tânără de 31 de ani din Băureni care a ajuns în stare gravă la spital după ce a vrut să se sinucidă cu medicamente. Totul s-a întâmplat ieri seară în locuința acesteia. Din fericire, o rudă a găsit-o înainte să fie prea târziu și a sunat la 112. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul serviciului de ambulanță care a preluat-o și transportat-o la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani în compartimentul de primiri urgențe. Aici a fost investigată și diagnosticată cu intoxicație voluntară cu medicamente. După ce a primit îngrijirile medicale necesare, pacienta a fost direcționată către Clinica de Toxicologie din Iași. Deocamdată, medicii nu au aflat motivele pentru care femeia a decis să recurgă la acest gest.